mașina de poliție oprită în intersecție. Oricare alt vehicul are interdicție să oprească în intersecție prin lege. Mașina de poliție 58224. Chiar dacă nu are girofarul pornit, deci nu e în misiune de urgență, încalcă legea, pune în pericol traficul în intersecție. Poate fi doborât un pieton care încearcă să treacă pe aici. Mai puțin nu pune în pericol mașina asta care staționează pe jumătate de zebră, cât mașina poliției care obturează vizibilitatea pentru șoferii care vin de după ea. Se întâmplă în sectorul 6, lângă direcție de impozit și taxe. Rădă drumul Taberei. Și Poliția Națională, nu pot să zici că e din aia locală, care habar nu are de legi. Nu m-ar mira să fie chiar poliție rutieră. Și rușine. Nu văd eu șoferul celălalt cu epolet să vi la arăt. Mă ajut cu ceva? Cam periculos și ilegal ați oprit mașina în intersecție, nu? Domnul Oleg Brega, domnul șofer e responsabil cu epoleți. E ilegal să lași mașina aici în intersecție. Ia uite, claxonează și alt șofer. Pui în pericol viața pietonilor care traversează la intersecție. Pui în pericol alte mașini. Și s-a gândit el să-mi pună legea pentru alții. Măcar atâta lucru. Întâi ar trebui să respecti dumneata legea și apoi să o impui altora. Halal organ.